Ascultarea. Testul adevăratei religii. În Luca, capitolul 6 cu versetul 44 găsim scris: căci orice om se cunoaște după roada lui, căci dintre spini oamenii nu strâng smochine, nici dintr-un tufiș de mărăcini nu strâng struguri. Examinați-vă dacă sunteți în credință. 2 Corinteni 13 cu 5. Unele suflete conștiincioase, citind acest lucru, încep imediat să judece fiecare sentiment și emoție. Dar aceasta nu este o autoexaminare corectă. Nu sentimentele și emoțiile mărunte trebuie cercetate. Viața, caracterul trebuie să fie măsurate prin singurul standard al caracterului, și anume legea sfântă a lui Dumnezeu. Fructul certifică personalitatea pomului. Lucrările noastre mărturisesc despre noi, nu sentimentele noastre. Sentimentele, încurajante sau descurajante, nu ar trebui să fie făcute testul condiției spirituale. Prin cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne stabilim adevărata poziție înaintea Lui. Mulți sunt nedumeriți cu privire la acest punct. Când sunt fericiți și veseli, ei cred că sunt acceptați de Dumnezeu. Când vine o schimbare și se simt deprimați, ei cred că Dumnezeu i-a părăsit. Dumnezeu nu dorește să trecem prin viață având neîncredere în El. Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Putem să ne îndoim de bunătatea Lui? Îndeplinirea fidelă a datoriei merge mână în mână cu dreapta estimarea caracterului lui Dumnezeu. Trebuie să lucrăm serios pentru stăpânul nostru. Hristos a venit să propovăduiască Evanghelia celor săraci și și-a trimis ucenicii să facă aceeași lucrare pe care El a venit să o facă. Tot așa, îi trimite și pe lucrătorii săi din ziua de azi. Pentru el trebuie să adunăm snopii de pe drumuri și din gardurile vii. Chestiunile imense ale eternității ne cer ceva mai mult decât o religie imaginară, o religie a cuvintelor și a formelor, unde adevărul este păstrat în curtea exterioară pentru a fi admirat, așa cum admirăm o floare frumoasă. Ele cer ceva mai mult decât o religie a sentimentelor, care nu se încrede în Dumnezeu când vin încercările și dificultățile. Sfințenia nu constă în mărturisire, ci în înălțarea crucii, făcând voia lui Dumnezeu. Cine spune "îl cunosc" și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. 1 Ioan 2 cu 4 și 5. Părinte Ceresc, ajută-mă să învăț să știu cum să ascult și să nu mă bazez pe sentimente. Știu că ele sunt înșelătoare, de aceea ajută-mă să am credință și să mă las modelat de Tine, ca să pot deosebi lucrarea Ta în viața mea. Fii slăvit și lăudat. Amin.